Uitați, v-am adus prospectul. Aici se vede clar ce avantaj aveți dacă vă asigurați viața la noi. După deces, familia se bucură de toate drepturile. Ne atrește un om serios sau deține? Înțelegi, nu am chef de niciun fel de asigurare. Da, dar dumneavoastră încă nu vă dați seama ce înseamnă o asigurare pe viață și ce avantaj. Lasă-mă, domnule, în pace! Tovarășu, stați puțin, tovarășu! La Monica. E vorba de o casă de bani, care i-am pierdut cheile. Da. Avem înăuntru, printre altele, și niște bijuterii de familie, despre care n-ar trebui să afle autoritățile. Multe? 3 casete. Da. Am apelat la dumneavoastră știind că aveți o experiență câștigată și în străinătate. Da. Știți, din păcate, eu m-am retras din activitate. Toată lumea cunoaște asta, inclusiv autoritățile. N-am să vă pot servi. Va trebui să vă adresați unei cooperative. Domnul Solomonică, nu pe sfatul dumneavoastră contam. Ne interesează dacă vreți sau nu să participați la această afacere. Vi se oferă una din cele 3 casete. Din păcate, domnule dragă, și ăsta e primul motiv pentru care vă refuz. N-am cu cine lucra. Toate ajutoarele mele de pe vremuri
sunt dispărute sau retrase din meserie. Singur e foarte greu. În al doilea rând, ce să fac eu cu caseta dumneavoastră? Să vând cercei în talcioc? Și ce pretenții aveți? Dacă m-aș hotărâ, bani lichizi. Domnul Solomonică. Marcus. Am venit special din... Vă deranjez? O clipă. Da, am înțeles. Dar repede. Am venit special din străinătate pentru afacerea asta și sunt hotărât să o duc până la capăt. Cât cereți pentru acest serviciu? Atât. Enorm. Pe vremuri luam atât. Cred că vom fi nevoiți să ne adresăm unei alte persoane. Eu v-am propus asta de la bun început. Pe Zangă îl cunoști? Zangă? El ne-a cerut mult mai puțin. A murit în 1943. Nu cred. A fost cel de-al treilea pseudonim al meu. Pe urmă am devenit Solomonică. Singura dumneavoastră șansă e să vă adresați unei cooperative. Și ce înseamnă exact? 10.000. 7. De fapt, eu nu doresc să intru într-o asemenea afacere care se poate termina și urât. N-am nici ajutoare și sunt și bătrân. Bine, e în regulă. Rămâne așa cum ați propus dumneavoastră. Aici sunt numai nou, ceva mai sus. De acord. Întreaga acțiune o veți conduce dumneavoastră. Seful respectiv se află la Ploiești. Mă scuzați, eu vă deschid seful. Dumneavoastră îmi dați banii și vă salut. Nu mă cunoaște, după cunosc. Perfect. Mâine seară veți fi căutat acasă. Vă aștept, evident, cu un acont. Nu v-ar interesa niște lucruri din pachet? Eventual. Ceva de damă? Cecilia, un pulover de felul acesta, niște bluze sau un furou excelent? Îl iau, dezbracă-te. Nu-i nevoie. Ne mântuiește, miluiește și ne păzește prin noi, Dumnezeule cu darul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, vre binecuvântată, slăvită stăpâna noastră. Thank you.
Întoarceți-vă cu spatele. Ei, lasă-mă ce... Niște copii care se jucau pe malul Prahovei au descoperit un geamantan în care s-a găsit cadavru unei fetițe de 8 ani. O zi înainte s-a comis o spargere la casa în care locuia bunica fetiții. Ei, trei oameni, se duce acolo. Să trăiți. Mâine la prânz îmi raportezi. Am înțeles. Ordonați. Plutonierul marin. Aici. Direcție? Ploiești. Am mirosit. Un admirator. După ora închiderii. Îmi permiteți să vă conduc până acasă? Nu merg acasă. Mă duc la bancă să depun banii. Cu mine o să fiți mai în siguranță. De ce v-a speriat? M-a speriat loc. Așteptați un moment să mă schimb. Aveți memorie bună? Uneori chiar foarte bună. Asta ne va ajuta. Acest geamantan a fost cumpărat din magazinul dumneavoastră. Se poate. Ultimul de acest gen l-am vândut acum câteva zile. Vă mai amintiți cui? Asta e imposibil. Nu aveți totuși o clientelă prea numeroasă. Geamantanul are un mâner cu defect de fabricație. Faceți un efort și amintiți-vă cum arăta în linii mari cumpărătorul. Ne-ați face un mare serviciu.
E vorba de o crimă. A fost omorât o fetiță. Să mă mai gândesc. Mulțumesc. Vă mai caut mâine. Salut, mâna. Te-ai mai gândit? Da. M-am gândit toată noaptea. Cred că l-am vândut unui tip slab și brunet, dar nu sunt sigură. Era tânăr? Da. Dacă l-ai vedea, l-ai recunoaște? Poate. Ai fi de acord să ne plimbăm zilele astea pe stradă după terminarea programului? O să pară curios. Pentru cine? Pentru prieteni. Le spui că sunt logodnicul dumitale. Bine, atunci ne logodim. Pare ca un șofer. Mai vedem mine? Cred că nu. Moșule, ce s-a întâmplat? Dă-te jos. De ce? Te caută cineva. Te așteaptă acolo, uite. La ora asta. Ai vreo treabă astă seară? De ce? Avem ceva de lucru. Hai. Hai, meștere, că ne grăbim. Hai. Fumezi?
Fumez. Dă-mi țigară. Spune. Prietenul meu, ăla din București, m-a rugat să fac o afacere pentru care mi-a dat 3.000 de lei. Tu știai de afacerea asta? Nu, nu știam. Am ajuns acolo, am ajuns acolo și au deschis casa de bani și au luat de acolo. Ce? Au luat de acolo. Ce au luat, mă? Alea de acolo. Care alea, mă? Care erau acolo, tovarăș cu alt. Tovarăș? Ce, tu ești tovarăș cu mine, mă? Păi nu suntem toți așa. Pe urmă, eu am adus o rangă și o daltă. Așa. Eu am stat la hol. Eu am intrat înăuntru, nici nu știu ce făceau acolo. Și pe urmă mi-a spus să cumpăr un geamantan. Am cumpărat geamantanul, i l-am dat unuia pe stradă, nici nu-l cunosc. Pe ăla nu l-am văzut în viața mea. Și după asta, după ce am dat geamantanul, mi-a dat 3.000 de lei. 3.000 ți-a dat? Nu, 1.500, că restul mi-a dat mai înainte. Ce? Păi, atât. Cum atât, că n-ai spus nimic? Da. Prietenul meu ăla din București mi-a dat 3.000 de lei ca să îl ajut la o afacere. Mi-a dat banii și ei au fost acolo. Eu am adus doar dalta și ranga aia am adus-o. Da. Da, eu. Să trăiți, tovarășe colonel. Aș avea nevoie de un specialist să vadă casa de bani. Da, da, mulțumesc, să trăiți. Broasca n-a fost forțat. Loviturile au fost date ca să deruteze. Cu ce s-a lucrat? Nu-mi dau seama. Da. Un singur om știe să deschidă case de bani fără chei. Cine? Solomonica. Eram sigur. Ia încearcă poarta. Poate e deschisă. Cine-i? Miliția. Miliția? Imediat, imediat. Sunteți liber? Da. De ce? Aș avea un drum. Work. Dar o să te coste cam scump. Pe dânsii nu-i luăm? Ah, pe dânsii. Ia unde stau? Pe locul lui Hristos, între tovarășii. Seara. Dă jos paltonul și ia-l-o. Da, v-aș fi m-aș chemat? Da, eu. Am vrut să stăm puțin de vorbă. Te-am deranjat? Nu. Mi-a făcut plăcere. A ce grad ai, dumneata? Major. Așa, tu, major? Faci o carieră frumoasă, domnul Maior.
Altfel, cum o mai duci, nene Salomonică? Mulțumesc, sănătos. Ma da? Așa, așa, așa. Fumez mult, tușesc. Încearcă pipa, e mai sănătos. Nu tragi fumul în piept. Hai să încerc. Altfel, ce mai lucrezi? Pe lângă casă. Mai ciocănesc câte ceva pentru vecini. O broască, un lacăt. Lucrez ocazional, n-am autorizație. M-a reclamat cineva? Nu, nu te-a reclamat nimeni. Da, așa, la broaște mai mari nu mai lucrezi? O casă de bani, nu se... Mărunțiși. Mare păcat. Un specialist de tare matare să se ocupe de fleacuri de-astea. Ia spune-mi, e adevărat că pe vremuri deschideai o casă de bani numai cu două ace de siguranță? Da, pe vremuri le deschideam, aveam dexteritate. Că lucrai cu Florica Florescu, la Viena, la Monte Carlo? Da, am lucrat mult și cu el. Și la Paris, la Marsilia... La Londra? La Londra, nu. Ai lucrat și la Londra, înțelegi, poate. I'm sorry, ai dreptate. Am desfăcut și acolo o bancă cu el, în City. Nu știu dacă ai auzit, ma ta. Acolo băncile stau așa, una peste alta. Și colcă aurul, ele ca muștele. Averi mari, pe vremea aia, să lucra frumos. Eu aveam mână mare. Am certat cu Florica și am plecat în țară. De ce v-ați certat? Era nervos. Scotea adevărul și găvărea pe loc. Eu nu pot să văd sângele. M-am întors, de atunci stau pe lângă casă. Jimu s-a portat foarte frumos cu mine. Dumnezeu să-l ție. Și nici eu nu i-am făcut necaz. Că dacă aș fi vrut, i-aș fi făcut. N-am mai lucrat nimic de 25 ani. Auzi, am cunoscut odată pe unul, un cos de buzunare. Nu mai lucrase de 40 de ani. Și deodată a băgat mâna în poșeta nevestii. Așa-și cu dumneata. Pe cuvântul meu de onoare, dacă am vrut să cred. Cum dracu, domne, un om cu experiența dumitale să se încurce cu niște nenorociți pe care nici nu-i cunoaște? Când omoră fetița, era acolo? Care fetiță? E, care? Domnule, mă, nu sunt eu omul pe care îl căutați. Crezi? Și în ce zi a fost povestea de care spuneai? În 7. În 7 eram la un parastas, era Sfântul Ion. A venit omul din Ploiești? Încă nu. Când vine, îl introduci imediat. Am înțeles, să trăiți. Ia mai povestește ceva. Așa povești eu multe, dar care te interesează pe mata? Ultima, aia cu Ploiești. Ce-ați căutat acolo și cine a omorât fetița? Noroc că am fost la Parastas. La un moment dat nu vreau să mă duc. La Parastas ai fost la ora 10, fetița a fost omorâtă la 8. Ce facem, nene Salomonic? Mai gândește-te. Eu nu mă grăbesc. Nici eu. Poate te mai gândești și mata. Ne gândim amândoi. Uite-te la părul meu alb. Nu o să scoți nimic de la mine. Uite-te la nasul ăsta al meu. Simte. Asta e meserie grea, domnul major. Da, e grea. Hai. Îl cunoști? Da, ziceam eu că e meserie grea. Povestea e cam complicată. Nu o să rezolv singur. Îți dau o mână de ajutor. Îmi place să lucrez cu tineretul. Ești și simpatic. Hai, ia-o de la început. Scrie ce-ți spun. Un cetățean, unul moarcăș, care pe vremea lui avea el vreo 5 mori, câteva prese de ulei și o moșie. A plecat în țară cam prin 45, dar a plecat așa la înghesuială, fie că n-a bucurat sau n-a putut să-și ia cu el averea lui lichidă. Dar ca să păsteze, a pus 3 casete cu bijuterii, cocoșei, niște bare de aur în casa aia de bani. Ce voi face, nu scrii? Ma ta zic că ține minte. Au trecut ani, el a murit pe acolo, prin străinătate. Dar înainte de a muri, i-a spus unui nepot de averea asta. Și nepotul vine în țară ca turist.
Asta a fost tot. Restul cunoașteți. Mi-am luat banii și am plecat. Cine omoră fetița? Fetița, mi se pare, era o nepoată a bătrânii care locuia în casă. Unul din idioții aia i-a pus mâna la gură ca să nu țipe și a înnăbușit-o. Care din ei? Ți-l arăt eu. Și casetele unde sunt? Nu știu. Crezi că au ajuns la turist? Aș putea să o aflu. Vă salut. V-am căutat. Mă scuz, un moment. Un coniac. Domnul Moarcăș, l-am deranjat pentru că n-am primit restul de bani. Iar eu vă anunț că n-am intrat încă în posesia casetelor. Așa că orice pretenție în plus este inutilă. Înseamnă că ați fost descrocat. De altfel, am mirosit asta de la început. Vă ofer serviciile mele. Bănuiți pe cineva? Istrate, persoana în casa căreia ne-am cunoscut pretinde că toate cele trei casete se află la proprietarul mașinii. Tot ce se poate. Mă interesez. Am să vă comunic peste câteva zile rezultatul. Domnule, mi-ați face un imens serviciu. Am cheltuit o groază de bani fără să obțin măcar o casetă. Am onoarea să vă salut, iar... Asigurările la ADAS? ADAS. Hai că mă asigur eu. Vă deranjez? Bună ziua, domnule Istrate. Cum rămâne cu cele 2000 de lei pe care mi le datorați? Am nevoie de bani. Îi primești când aduci caseta? Îți dai o caseta, dă bani. Nu. Turistul nu vrea să plătească. N-a primit celelalte două casete. De ce nu i le-ai dus? Din nenorocire nu sunt la mine. Au rămas la Prunache. Și Prunache a dispărut. Când faci rost de bani, mă anunți. Caseta este încă intactă. Aștept, la revedere. Casetele nu sunt la el. Hai la Prunache. Sărut mâine, doamnă. Mâine. Pot să vă deranjez o clipă? Vă rog. V-am mai văzut când erați cu prietenul meu, domnul Prunache. Dar acum, sincer vă spun, arătați mult mai bine. Probabil sunt mai odihnită. Vă mulțumesc. Doamnă, dacă nu vreau să vă rețin, trebuie să transmit domnului Prunache o sumă de bani foarte serioasă. Prunache nu e acasă. Păcat. Ce putem face? Dacă erați legitimă cu el, îmi dădeați o chitanță și era în regulă. Nu știu ce să zic. Eventual, dacă ați putea să-mi spuneți unde îl găsesc, vă las jumătate din sumă, iar restul îi duc lui ca să am o acoperire.
Domnule, tot ce pot să spun e că ultima oară când i-am călcat pantalonii, aveam buzunarul de la haină un bilet de tren pentru Galați. Doamne, am să mă interesez și dacă nu aflu unde este, vă aduc banii, pentru că nu sunt ai mei. Bine. Doamnă, am să vă caut cât de curând. Vă mulțumesc. Bună ziua. Nu l-am găsit, parcă a intrat în pământ. Poate s-a angajat în altă afacere. Și-a fost arestat? Da. Poate chiar și-a dorit să fie arestat. Și ăștia de ce te-au închis? O Don Sugar cu un scandal. Eu nu eram vinovat. Unde a fost scandalul? Aici. Și ce căutai tu tocmai aici? Eram în deplasare. Unde-s casetele? Care casete? Hai, mă, lasă prostiile. Unde sunt? Zău, care casete? Măi, Brunache, mă. De ce nu ți-e ție milă de tine, nu? Bine. Stați. Sunt în București. Păi vezi. Hai să merg. Unde? E, deocamdată în București. Să știți că la mine n-a adus nimic. Eu îl țineam doar în gazdă și atâta tot. Nu vă mai obosiți. Mi-ai stricat varza. Gură. Oh. Nu e nimic, o mai puteți întrebuința. O spălați bine în două, trei ape. Varza mea. Sunt două casete. Unde e a treia? Nu știu. A fost plasat undeva cu parolă. Știi parolă? Suntem de la Cooperativa Prestare, am venit după mobilă. Lipsește ceva. Scoate. Permiteți. Scoate tot. Terminați cu prostiile, că vă controlez buzunarele. Dar ce e cu caseta a treia? I-am pierdut urma. Cum așa? E plasată undeva cu parolă. Am parola, nu știu locul. Îl aflu eu până la urmă. A ieșit bine? Da, a ieșit bine. Mai trebuie să găsesc caseta a treia. Iese ea singură la iveală. Ai înaintat dosarul la procuratură? Nu, încă nu. Asta e foarte bine. Te-ai ruga și eu să-mi faci un serviciu. Despre ce vorba? Să mă scoți din complicitatea de omor. Nu vreau să mor în închisoare. Nu înțeleg. Adică în loc de 5 ani, să iau cel mult unul. Nene Solomonică, nu pot. Cum nu poți? De ce încerc dumneata e un fals? E într-adevăr un fals, dar îți calci pe inimă și îl faci. N-ai încotro, ești obligat să mă servești. Dacă nu voiam, nu putea nimeni să mă oblige să merg să-l tragi de limbă pe turist, să te ajut să-l prinzi pe Prunache și să-ți găsești casetele. Asta știu, dar nu pot să falsific dosarul. După chestii ca asta ar trebui să-mi dau demisia, n-aș mai putea să lucrez. Asta e poezie, nu mă încălzește. Am fost spărgător 30 de ani și de închisoare m-am ferit ca de dracu. Întotdeauna am lucrat cu grijă. N-am tras un foc de armă în viața mea. N-am vărsat o picătură de sânge. Și, Toma, cât să intru la apă? La 70 de ani? Sunt eu de vină că te-ai băgat în afacerea asta nenorocită. Dacă mă servești,
te-a ajuns să găsești și caseta a treia? Nu pot. Știi că s-ar putea să mai auzi de numele meu? Tribunalul, în numele poporului, hotărăște. Condamnă pe inculpatul Dumitrescu Ștefan, zis Zangă, zis Solomonică, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat la 2 ani închisoare corecțională, iar pentru complicitate la omor la 7 ani temniță grea. Condamnă pe inculpatul Constantinescu Jean, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat la 2 ani închisoare corecțională, iar pentru complicitate la omor la 8 ani temniță grea. Condamnă pe inculpatul Funache Ion, pentru crimă de omor la 20 ani. Bună seara. Bună seara. Vai, dar târziu veniți de la serviciu. Munciți prea mult. Câte dată? Se vede că sunteți obosit. Nu beți o cafea? Nu, nu mulțumesc, fermă nu mai dat. La alții e invers. Da, m-am zis, sunt unii care când dorm nu beau. Dar altă dată, când o să aveți timp, poate veniți, da? Arătați bine. Mulțumesc, sunteți foarte drăguți. Dar v-ați mai îngrășat. Și pe la dumneavoastră ce mai nou? Fleacuri. Au mâncat unii o femeie astăzi la bufetul... Ea, de fapt, nu vroie. Poșta. O telegramă.
aici. Am venit să vă spun la revedere. Pleci. Plec. Ești chiar atât de obosit? Da. Aveți nevoie de mine pe aici? Nu, nu, nu. N-are niciun fel de importanță. Dacă ești obosit, du-te. Dar să te întorci bun de treabă. Unde pleci? Cred că la Sinaia. Bine. Tovarășe colonel, ce ziceți de chestia asta? Salutări și pe curând moartea. Ce e asta? Nu știu, am primit-o cu poșta de dimineață. Ea trăia. Portați. Capitană Bică, să vină la mine. Poftim. Gluma, gluma, zrașă, dar asta e prea mult. Începe să mă cam enervez. Să dai, zrașă. Bică, tu ești un băiat simpatic. Vă mulțumesc, zrașă. Țin foarte mult la tine și tu o știi foarte bine. Totuși, ce-am discutat noi împreună acum 3 zile? Când te vezi? Că l-ai anunțat pe Dobre că a fost numit atașat militar la Arta Mode, la Londra. Și l-ai pus să-ți comande 3 fracuri la Arta Mode. Poate o să-i prindă bine la vreo ocazie. Le vinde. Mai ții minte ce ți-am spus atunci? Da. Că exagerez. Ne plac și nouă glumele, că sunt bune. Dar tu uneori le faci cam sinistre, nici chiar așa. Nu înțeleg. La ce vă referiți? La asta. Salutări și pe curând. Moarte. Asta nu e a mea trași. N-are umor. Eu o făceam așa. Iubitule, te aștept. Voi fi îmbrăcată în negru. Semn de recunoaștere, o coasă. Mai bine lasă-te de bancuri și vezi-ți de treabă, ca să nu stricăm prietenie. Sunteți liber. Să trăiți. Să trăiți, tovarăș. Tache. Tache. Mai bine o făceam, bară nu mi-era necăz. Servus. Ferește, găleată. Deci, gândiți-vă bine, e simplu. Ce faceți ca să dormiți liniștit? Mă asigur la Adas. Tocmai de asta am venit. După cum știți, e bine să fii sănătos. În schimb, după deces, familia se bucură. Normal. De toate pitiurile... Uite ce facem noi. O iei dumneata pe coridor, camera 5, la capitanul Bică. Rămâi? Știu eu. Până te hotărăști, stai că... Fii liniștit, sunt în conținut. Pentru Sinaia. Yeah.
N-aveți un foc? Nu fumez. Mergeți departe. Tot navetis. Un geamantan verde, vă rog. Și stricat, dacă se poate. Așteaptă-mă puțin. Mai pot să-ți fiu de folos cu ceva? Nu. Sunt în timpul liber. Și ai venit să mă vezi pur și simplu. Mi-a dat ordin șeful să-ți mulțumesc. Oh, ce șef cum se cade. Altfel nu veneai. Mă veneam. Ai putea să lipsești de la serviciu câteva zile? Pentru ce? Să mergi cu mine la Sinaia, într-o mică vacanță. Ce o să spun la magazin? Că ești în misiune cu mine. Și o să mă creadă. Mă rog, ai o scuză. Poftim, aveți și o scrisoare. De la cine? Habar n-am. Ce poșetă frumoasă. De unde ați cumpărat-o? De la pavilion. Să sperăm. Mulțumesc. Să trăiți. Ce rău, nu? Am trecut pe dumneavoastră, v-am plătit întreținere. Să rămâne, domnițe. V-am adus de-a. N-aveți nicio scrisoare în cutie. Termus. Bine, Marica, bine. Eu nu vă mai rețin. Să rămâne, domnițe. Aveți nevoie de problemă ceva? Nu mai, e bine, e bine. Să trăiți. Dar e bine. Tu ai omorât vreodată pe cineva? Nu. Dar pe tine a încercat cineva să te omoare? Probabil. Ce-i cu scrisoarea asta? O glumă idiotă. Stați mult pe la noi? Depinde. La odihnă? Odihnă activă. V-a căutat un tovarăș de la București. Ce-a vrut? Vrea să știe dacă sunteți cazat aici și la ce cameră. Locuiește în hotel? Da, la camera 14, lângă dumneavoastră. Mulțumesc.
Ce facem? Stăm aici? Cam aglomerat. Da. Luăm câte o țuică? Da. Două țuici. Sunteți la odihnă? Da. Astemie. Dumneavoastră? Tot la odihnă. Cum vă distrați? De-abia am venit. Să vedem. Eu mă cam plictisesc. Știți table? Da. Dacă vă face plăcere, eu după amiaza nu dorm, poate. Șase, șase. Ați pierdut. Șase, șase, vă salvează. Cum faceți, domne? Sunt din Tei, m-am născut cu zarul lemn. Mai facem una? Nu, mulțumesc, sunt obosit. Altă dată. Mai poftiți? Să lipsesc puțin, am treabă. Nu ești în concediu? Da, sunt. Un sfert de oră. Alo? Tașul Maior? Da. Capitanul Georgescu. Presupunerea dumneavoastră în legătură cu individul respectiv s-a dovedit a fi exactă. Când a ieșit? Acum două săptămâni. A avut o condamnare pentru spargere. Bine, mulțumesc.
Am venit la fix, domnșoara. Aveți cadena apoi. Alo? 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 Aici nu se aude nimic. Așteptați, vine legătura imediat. Alo? Alo? Unchiu, să trăiești? Totul e în regulă. Am ajuns la Sinaia. Da, m-am aranjat și cu camera. Sunt la 14. La 14 lângă 13. Matale, când vii? La 10? Bine, te aștept în gară. Alo? Poate mi-a dus și costumul ăla. Să trăiești. Să-ți-l prezint pe unchiul meu. Îmi pare bine. Un coniac. Noroc că l-am cunoscut pe dâns. Când ne plictisim, mai jucăm câte o tablă. Ce să-i faci? Asta e dezavantajul când vii la Odihnă. Dacă n-ai anturaj, te plictisești. Dar de ce n-ați urcat pe munte? N-a fost vreme frumoasă. Păi, dacă e soare, urcăm mâine. O excursie m-ar interesa și pe mine. Dacă mai dați o dublă, ați câștigat. Să încercăm. Del tango per la pupa fior del fango. Permite să dansez cu Duduia. Questo tango che adotto all'amore ci legherà un boccale di tequila fa bruciare la mia gola ma le labbra tu procacci fa bruciare ancora di più. Criminal tango, pecaminoso, brivido arcano, e mille catene stretta mi tengo, e cerco ansioso in un tuo faccio.
veniți mâine în excursie? Ce excursie? Nu v-a spus prietenul dumneavoastră? Am aranjat să plecăm pe munte. Nu, nu pot. Mâine trebuie să fiu la serviciu. Criminal tango. Vine singur. E regulă. Uite un loc. Să ne odihnim un pic aici. Impresia că nu vă place Romă, tovarășul maior. De unde știi dumneata că-s maior? Mai știm și noi câte ceva. Atunci e bine. O să avem ce discuta. Aici cred că nu o să ne deranjeze nimeni. Da, e un loc foarte bun. Dați-i drumul. Dumneavoastră v-ați ocupat de o afacere a bătrânului Solomonic. Da. Venim din partea lui. Are ceva să-mi comunice? Păi, n-ați primit niște scrisori? Ba da. Spune acolo despre ce-i vorba. Totuși, despre ce-i vorba? Ce, bă, te faci că nu pricepi? Vorbește frumos. Nu e nimic de râs. Deocamdată nu știu despre ce este vorba și-mi vine să râd. Ce, nu-i voie? Ba da, e voie. Hai că sunteți drăguți. Aveți umor. Ce avem, mă? Lasă-l, mă, nu vezi că ne-ai peste picior. Ia dă-mă pistolul în coace. Și dacă n-am? N-are. Ascultă, bățică, tu crezi că am venit aici ca să-ți bagi joc de noi? Uite ce, vă sfătuiesc să nu mă luați tare că nu suport. Fac urât. Ce vrea Solomonica de la mine? Ne-a dat ordin să vă introducem un glonț în burtă. Zice că ați fost secătură cu el. Unde v-ați întâlnit? La pension. Acolo v-ați format mâna pentru 6-6. Păi unde crezi tu, bă, că se învață asta? La școală? Și nu știu, chiar vreți să mă curățați? Pe ce te miri? Altfel, crezi că ne-ar dea de plimbare pe munte? Bine, trageți. Auzi? N-ați fi de acord să ne înțelegem. De ce nu? Ne spuneți parola și scăpați cu vieți. Care parola? Parola cu care a fost dată caseta a treia. Știți unde e? Știm. V-a spus Solomonica. N-are importanță, nu? Ne trebuie parola. Bine. Vă spun. Suntem de la cooperativa Prestare, am venit pentru mobilă. Mersi. Acum,
Sper că tot ce am discutat aici rămâne între noi. În ce sens? În sensul că pe viitor... Nu înțeleg. Adică să nu ne urmăriți. Bineînțeles că am să vă urmăresc. Păi bine, frate, cum ne-a fost vorba? Vorba a fost să vă spun parola. Pe urmă am să încerc să pun mâna pe voi. Dar de ce vreți să faceți asta? Îmi fac și eu meserie. Urâtă meserie. Așa, nu ne mai împăcăm. Sunteți siguri că o să puneți mâna pe noi? N-aveți nicio șansă. Niciuna? Absolut sigur. Hai. Ce dorești? Suntem de la cooperativa Prestarea. Am venit după mobilă. Ah, bine că ați venit. Credeam că v-a luat dracu. Să sigura. Hai, hai. Nu vă supărați, scaunul ăsta e liber. Parcă ne cunoaștem de undeva. Când vă spuneam eu că n-aveți nicio șansă. Ce te lești, domnule, de noi? Se leagă de noi, a dat în mine. Ce dai, domnule?
Ți-a plăcut mult filmul ăsta. Da. Alo? Tovarășul Bică de la Mărunțișuri? Deplasează-te puțin până la mine. Desfac caseta a treia. O descoperire, ca să zic așa, epocală. Hai, vino să-ți povestesc. Mai înveți și tu câte ceva. Cine eu? Nu pot, am o anchetă. Pentru 5 minute, mă. Tovarășul colonel a dat ordin. Erau pentru ora 7. Ai să întârzi vreo 6 luni. Asta nu ți-am făcut-o eu. Alla ci amo ci nel tango, per la cupa fior del fango, questo tango che adotto, all'amore ci legherà. Un boccale di tequila fa bruciare la mia gola, mare la cor di più. Criminal tango, peccaminoso.